Seara, bine, ce bucurie să vă revăd! Ce îmi spuneți? De ce vă place, Melinda? E un copil are stofă de artistă? Da, da, are stofă. Ne-am cunoscut eventual târziu, după ce ea făcuse o școală populară de muzică. Așa. Și mă întreba cu ce pot să o ajut. Dacă eu pot să-i mai spun câte ceva. Și am zis, ascultă foarte multă muzică, așa cum am spus tuturor, veche, adevărată, oltenească, aia pură și lăutarii. Și dacă va veni vremea să-mi ceară sfatul și să pot să o ajut cu ceva, o fac cu mare drag. Nu numai pe ea, ci și pe toți cei care au o aplicare către muzică și le place. Vă iubesc de nu mai pot. Vă mulțumim tare mulțumesc. Mult. Mulțumesc. Doamne ajută, să fiți sănătoasă. Numai mulțumim bine. Mult să ne revedem cu bine. Cu inima cât un purice, Cornelia, te rog. Ați creat un moment extraordinar. Îți spun foarte sincer, mi-ai plăcut acum de 100 de ori mai mult decât la prima probă. Ai strălucit pur și simplu. Mi-a plăcut tare mult. Vă o bucurie. Să plec. Mulțumim. Bogdan, te rog. Tu în ce an ești născută, Melinda? 2005. În 2005. Bun, deci tu ai apărut după Shrek, cum îmi place mie să spun. Pentru tine Shrek e cum e pentru noi paripile vântului. Voi care ați crescut totuși cu animație tridimensională, aveți impresia și poate nu greșiți foarte tare, băi, dacă este un solist super reprezentativ al României, cum e Maria Lătărețu, care este o emblemă a Gorjului, este realmente o emblemă a Gorjului. Orice iau de acolo e la fel, e egal.
că e din 1958 sau că e din 1858, e tot dă pe timpuri. E bine să învățăm să facem distinția între ce s-a întâmplat social și ce s-a întâmplat în sufletul acestor fete, ca să nu credem că totul din trecut este egal. Mulțumesc, Melinda, cred că am vorbit un pic cam mult. Mulțumesc și eu. Grigore Leșe, vă rog. Melinda n-are nevoie de pastor, ați cântat formidabil. Glasul ei plutea așa cum plutește o frunză pe apă. Doamne ajută, sănătate! Mulțumim, mulțumim. Eliza Stan, vă rog. Melinda, ești și tu una dintre interpretele care vor face fală Gorjului. Ți-a dăruit Dumnezeu har, talent, glas și înțelepciune. Eu îți doresc succes. Vă mulțumesc. Mulțumim. Mulțumesc frumos. Nicolina, te rog. Mă bucur din suflet că ai ales această sârbă, pentru că tehnica de interpretare pe această sârbă lasă să se vadă cât de complex este Gorjul. Îți mai trebuie un pic de timp și vei ajunge nu departe, ci foarte departe, dacă vei ști să te păstrezi în curățenia cu care te-a crescut bunica ta și sacrificiul cu care te-a crescut mama ta. Să trăiești! Oh, vă mulțumesc! Doamne. Vă mulțumesc din suflet pentru cuvintele frumoase. Mi-aș fi dorit să fie și mama mea alături. Să audă și să vadă prestația mea. Bravo! Succes! Felicitări! Este foarte sensibilă când e vorba de părinți. Păi, dar n-ar putea fi artistă dacă n-avea sensibilitate. Mi-am înodat lacrimile! Uite, iată asta. Ca urmă, până seara și bine v-ați regăsit. Mi-ați stricat machiajul. Și eu sunt în aceeași situație. Cum a fost? Mi-ai făcut să plângem aici. Ești pe un drum foarte bun. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, în primul rând. Dacă se poate să vă cânte o strofă dintr-o piesă de-a ei proprie, că de-acum nu are... Cred. Măicuță! Măicuță! Taci, las-o! Taci! Nu, o piesă de-a ei! Păi ea a compus-o, Măicuță! Da. Zi! Tu m-ai crescut, sau cum se numește? Da, hai. Măicuță m-ai crescut mare. Atenție, hai, taci! Măicuță m-ai crescut mare, ca pe un boboc de floare, cu căldură sufletească și dragoste părintească. M-ai purtat, mamă, în pântec, eu te port cu mine în cântec. În suflet țin icoana, una pe pământ e mama. Și încă multe, multe alte cântece. Vă mulțumim frumos că... Ne-ai făcut să și râdeți și plăcem. Ai dat cu pas, gata. De acum ce să fac? Ai adus aminte de cine? Vreți să vă facă mai bine să plângeți? Zi una mai sărtăreață. Astăzi este sărbătoare, iar mă-mbăt, iar spar fahare, iar strigă maica la mine, nu mai bea, copile! Nu mai bea că ți-o fi rău și-o fi vai de capul tău. De-aia maica-ți spune așa, măi copile, nu mai bea. Maria Ciobanu! Dar eu, maică, nu-mi fac rău, mă petrec și când mereu, când că-mi e dragă lumea și-o-i petrece cât o-i vrea. Vezi, mă! Doamne, pe mine nu vine să-ți mai dau drumul să pleci de aici și așa îți ține toată ziua, toată și ziua. Și eu astăzi... Bunico, ești vinovata principală pentru ce face fetița asta. De la asta Dumnezeu, e. Eu mi-am făcut datoria. Oh, eu doar mi-am făcut datoria. Eu nu mai zic nimic, da. Asta este.